Și a venit timpul să mergem la ultimul vorbitor din primul panel. Apoi vom avea o pauză rapidă de cafea. Trebuie să vă recunosc că acum să spun o poveste personală. Îl știm cu toții din online, îl știm cu toții prin tot ceea ce scrie și mai ales prin proiectul Casă Știi, sau mai ales din punctul meu de vedere. Iar atunci când m-am apucat de radio, în momentul în care nu știam, dar efectiv nu știam ce să spun într-o intervenție, intram la mic pe site ca să știți, luăm o informație și suna atât de bine. Pentru asta vreau să-ți mulțumesc în mod public. Dar astăzi, Cristina va vorbi despre cum să folosim LinkedIn pentru a recrea și a promova business-ul și de ce acum e cel mai bun moment pentru a fi activ pe LinkedIn. Este Social Media Strategist. Să-l aplaudăm pe Cristian Florea. Am o întrebare înainte de toate, înainte să vă arăt la ce mă pricep eu, vreau să vă întreb câți dintre voi aveți cărți de vizită la voi astăzi? Câți dintre voi primiți cărți de vizită și le aruncați fără să vă uitați la ele? Asta voiam să demonstrez. Ideea e așa. Eu cred că LinkedIn-ul este noua carte de vizită și cred că e mult mai bună decât cartea asta clasică de vizită pentru că nu prea o arunci. Adică la LinkedIn, dacă te împrietenești cu cineva, bă, cam rămâneți prieteni, trebuie să te supere tare ca să-l scoți din listă. Mai ales că ai un loc foarte mare de a te împrieteni cu mulți oameni pe LinkedIn, că limita e de 30.000 de conexiuni, nu de 5.000 ca Facebook. Câți dintre voi aveți LinkedIn pe telefon? Super! Vă propun următoarea chestie. La pauză, deschideți LinkedIn-ul, dați click pe chestia aia de la search, de sus, și o să vi se afișeze un cod QR și în loc să faceți schimb de cărți de vizită în pauză, să vă scaneați codurile unul altuia ca să vă împrieteniți. Pentru că unul dintre lucrurile importante la LinkedIn este să ai o comunitate care să interacționeze cu conținutul tău. Din moment ce sunteți azi aici, cumva aveți cam aceleași interese, măcar câteva sunt aceleași interese și în momentul în care vă veți hotărâ să faceți content pe LinkedIn, că la un moment dat probabil se va întâmpla și asta, să aveți o bază de oameni cu aceleași pasiuni ca ale voastre, care se poate interacționa cu acel conținut. Eu sunt Cristian Florea, fac blogging de 11 ani. Sunt fondator unui proiect care se numește Casă Știți și care m-a ajutat să îmi cresc comunitatea de LinkedIn. Mă rog, nu proiectul în sine, conținutul pe care îl pun eu acolo. Dacă nu știți, chiar vă invit să-l căutați pe Google. Am 15, aproape 16.000 de followers pe LinkedIn și fac asta doar de vreun an și jumătate. Și comunitatea a crescut doar prin intermediul conținutului pe care l-am pus eu acolo. De asta o să vedeți că astăzi vă zic și chestii despre cum funcționează algoritmul LinkedIn, dar o să marjez mai mult pe conținut. Pentru că mi se pare că e momentul potrivit pentru a crea conținut acolo. Sunt social media strategist și consultant în promovare pe LinkedIn, pentru că chiar îmi place să testez tot ce se întâmplă acolo și știu să le povestesc și altora despre asta. LinkedIn are o pagină care se numește Social Selling Index și face așa o analiză a oamenilor care lucrează în aceeași industrie cu tine și au cont pe LinkedIn, sunt din România și zice cum stai tu comparativ cu ei pe LinkedIn. Eu când vine vorba de industria asta a internetului, sunt în top 1% oameni, adică am comunitatea care trebuie, interacționez cu ei cum trebuie și de asta LinkedIn mă consideră unul dintre cei care chiar au o voce în industria asta de internet. Și dacă intrăm puțin mai jos, pe aceeași pagină o să găsiți media industriei. Eu am, ca notă, eu am 74 din 100, media de 26. Să faci 26, din punctul meu de vedere, e extrem de simplu. De asta, cred că sunt oameni pe LinkedIn mulți care există acolo, dar nu sunt activi sau nu încearcă să-și creeze comunități. Și dacă toți suntem astăzi aici și discutăm despre asta, chiar vă provoc să încercați măcar un test de câteva luni de zile, să vedeți dacă puteți crea o comunitate pe LinkedIn și dacă puteți obține ceva de la ea. Iar aici este cifra media conexiunilor mele pe care le-am pe LinkedIn, ceea ce e 41. E ok, zic eu. Și vă provoc, când ajungeți acasă, să intrați pe site-ul ăsta de sus și să vedeți ce cifră aveți voi. Să vă mai uitați pe aceeași cifră, peste vreo 3-4 luni de activitate, să vedeți cum ați crescut, cum s-a modificat cifra. Să știți că ea se actualizează oricum zilnic, dar nu o să reușiți zilnic să faceți o bază mare de conexiuni în care să discutați, așa că mai bine vă uitați o dată la 3-6 luni. Așa că, statistic, sunt 675 de milioane de utilizatori pe LinkedIn și 310 milioane se
lochează în fiecare lună, ceea ce este grozav, adică mai bine de jumătate, nu, aproape jumătate dintre oamenii care au cont de LinkedIn, intră și acolo. În România sunt vreo 2,8 milioane de conturi și o altă chestie interesantă este că din totalul de 675 de milioane de oameni, doar 3 milioane creează conținut acolo. Lucrul ăsta e foarte important pentru că conținutul este unul dintre metodele de a crește ușor pe LinkedIn și foarte puțin fac lucrul ăsta. Și dacă ne uităm la numărul de interacțiuni de pe LinkedIn, ăsta crește de la un an la altul cu 50%. Deci oamenii chiar își doresc să interacționeze cu ceva, dar nu prea au cu ce. Ce își putem veni noi? Conținut destul de bun. Este, din punctul meu de vedere, platforma cu unul dintre cele mai bune reach-uri organice. Și ca să vă dau un exemplu, postarea asta a ajuns în feed de 211.000 de ori. Gândiți-vă la orice altă rețea socială, în afară de TikTok, la orice altă rețea socială în care ai 10 sau 15.000 de fani și pui o postare, iar ea organic ajunge la 200.000 de oameni. Nu există, vă spun. Adică LinkedIn-ul chiar e un mediu bun pentru a ajunge la foarte mulți oameni cu conținut organic și destul de ușor. Și mai e o chestie aici. LinkedIn-ul ne ajută pe cei care vrem să facem business acolo pentru că reușim să găsim oamenii în funcție de funcția pe care o au sau compania la care lucrează. Și lucrul ăsta nu se mai întâmplă pe altă rețea socială pentru că pe Facebook, să fim sinceri, sunt mulți oameni care scriu că sunt CEO la mama și la tată sau chestii din astea. Pe LinkedIn nu prea se întâmplă, adică ce funcție îți declari tu pe LinkedIn cam aia e. Nu prea minți cu funcția ta pe LinkedIn și asta te ajută să ajungi la un număr mare de oameni cu care ai putea interacționa și care ar putea fi interesați de aceleași lucruri ca și tine. Și aici am făcut eu o simulare pe oamenii care lucrează în marketing și advertising din România și mi-a dat 11.588 de rezultate. Și acum haideți să vă explic cum sunt calculate rezultatele astea. LinkedIn împarte conexiunile în trei layere, ca să zic așa. Primul layer sunt cei cu care ești tu prieten deja. Sunt conexiunile tale. Layerul al doilea sunt prietenii prietenilor tăi. Numărul de rezultate este dat de prietenii prietenilor tăi și e destul de simplu, e matematic. Dacă ai 100 de prieteni, prietenii ălora 100 sunt puțini. Dacă ai 10.000 de prieteni, prietenii ălora 10.000 sunt mai mulți. Așa că scopul cumva este să reușești să ai multe conexiuni relevante în layerul 1 ca să poți ajunge la mai mulți oameni în layerul 2. Iar layerul 3 sunt prietenii ăstora din 2 și pe ei nu poți să-i găsești la searcher, că nu poți să cauți funcția lor sau compania la care lucrează și să interacționezi cu ei într-un fel. Deci asta cel mai bine ar fi să vă căutați cât mai mulți oameni relevanți pentru voi, să vă conectați cu ei, ca apoi să ajungeți și la alți oameni relevanți pentru voi. Și am 11.588 de rezultate pentru că am vreo 10.000 de conexiuni de oameni cu care sunt eu conectat. Dacă aveam mai puțin, nu mai ajungeam la numărul ăsta. Sau dacă mă uit la o altă industrie, dacă să caut oameni din detail, s-ar putea să am numai vreo 1.000 de rezultate, pentru că nu sunt oamenii cu care m-am conectat eu până acum. Și mai aici o recomandare, dacă vrei să ajungi la cineva din layerul 3 și vrei, nu știu, un om cu care vrei tu să discuți și nu știi cum să dai de el, poți să te înscrii în grupuri tematice și s-ar putea să-l găsești acolo. Iar LinkedIn îți dă voie să trimiți mesaje celor cu care share-uiești un grup. Adică dacă voi doi sunteți în același grup, poți să-i dai mesaj fără să te fi conectat cu el, indiferent de layerul în care se află persoana respectivă. Și mai o chestie, poți ajunge foarte ușor la oameni care te interesează și prin intermediul altor oameni activi pe LinkedIn. Adică aici poți să treci, dacă vrei să te conectezi cu oameni din social media și marketing, la Connections Off poți să treci numele meu și îți arată o listă cu toți oamenii care s-au împrietenit cu mine și care lucrează în social media și marketing. Dar poți să faci chestia asta pentru orice lider din industrie care crezi tu că are printre conexiuni oameni relevanți pentru tine. Adică, dacă treci numele Marte aici, o să-ți arate foarte mulți oameni din zona business. Dacă CEO sau director de companii, sigur îți apar. Și LinkedIn te ajută să faci chestia asta, un lucru pe care alte platforme de social media nu reușesc să-l facă. O altă metodă de a ajunge la oameni relevanți pentru tine e să mergi efectiv pe pagina companiei și dacă dai click aici, o să vezi o listă cu toți cei care au declarat că lucrează la compania respectivă. Din nou, reușești foarte ușor să ajungi la lista oamenilor care lucrează la companie
și aici îi poți împărți în funcție de țară, de oraș sau de job description. Pentru că până la urmă, poate tu nu vrei să vorbești cu un programator de la Oracle, poate vrei să vorbești cu omul de achiziție și tu poți să-l filtrezi de aici, direct, să-ți arate doar lista oamenilor de achiziții de la Oracle. Și poți vedea statistici foarte interesante direct pe profilul tău, fără să activezi niciun fel de cont de premium sau business sau ceva de genul ăsta. Dând click pe reach-ul care ți apare în dreptul postării tale, poți să vezi un top al companiilor la care lucrează oamenii ăștia, funcțiile lor și orașele sau țările în care locuiesc ei. Iar chestia asta te ajută pentru că în momentul în care tu decizi să fii activ pe LinkedIn, ai și un scop. Vrei să, nu știu, vinzi serviciile tale sau produsele tale, vrei să audă cât mai multă lume de ele. Și uitându-te aici îți dai seama dacă aud de ele oamenii relevanți pentru tine sau nu. Și chestia asta se face extrem de simplu. Pur și simplu, la fiecare postare parte, dai click pe link-ul ăla și îți apare lista asta automat, fără să mai faci nimic altceva. Iar pe profilul tău, după ce completezi toate setările profilului, o să-ți apare chestia asta de All-Star Profile, adică ai făcut primul pas, că ți-ai completat toate câmpurile. Și apoi încep să-ți apară statistici despre cum te găsesc pe tine oamenii pe LinkedIn. Și dacă dai click aici pe Search Appearances, îți arată, în primul rând, ce cuvinte caută oamenii în search sau la funcție ca să ajungă pe profilul tău și așa îți dai seama dacă ți-ai completat profilul bine sau nu. Și aici poți să vezi ce funcție au oamenii care au ajuns pe profilul tău în urma unei căutări. La mine, bineînțeles că foarte mulți ajung blogger, pentru că descrierea mea este că începe cu sunt blogger de 11 ani. Dar dacă vrei să ajungi la un anumit gen de oameni, trebuie să ai grijă ca profilul să conțină acele cuvinte pe care crezi tu că le-ar căuta oamenii respectivi. Și cu chestia asta îți dai seama dacă ai completat profilul bine sau trebuie să mai lucrezi la el ca să ajungi la altfel de oameni. Și din nou e totul în contul free de LinkedIn. Mai e o chestie mișto la LinkedIn, că poți defila cu unique selling proposition-ul tău peste tot. Adică ce scrie sub numele tău se numește headline, așa îl numesc ei. Foarte multă lume îl folosește pentru a-și scrie funcția acolo. Să spună că au o funcție la nu știu ce companie, dar funcția asta poate să o mai aibă foarte mulți oameni pe LinkedIn. Așa că eu recomand, când decizi să fii activ pe LinkedIn, să folosești acel headline ca să pui o chestie catchy, importantă despre tine. Adică ceva diferit de o funcție. Tu ești mai mult decât o funcție. Tu ai făcut niște lucruri cu care te poți lăuda. Pune-le pe alea acolo. Mai ales că orice comentariu lași, orice postare faci, orice activitate faci pe LinkedIn, o să-ți apară și acel headline sub numele tău și până la urmă trebuie să le arăți oamenilor la ce ești bun. Și te ajută algoritmul foarte mult, pentru că postările de tip text prin cel mai bine pe LinkedIn și să fim sinceri, cel mai simplu e să scrii text, pentru că dacă vrei să faci o poză, trebuie să ieși din casă, să te gândești ce pozezi, să te chinui puțin, dacă vrei să faci un video e și mai greu, că trebuie să știi să și editezi, dar dacă vrei să faci un text, te pui în fața laptopului, l-ai scris și l-ai lansat și cam aia e. Și LinkedIn te ajută în chestia asta pentru că postările de tip text prin cel mai bine, dacă ți-e simplu să scrii text, din fața laptopului poți să vii cu foarte multe idei de postări și să ajungi la foarte mulți oameni. În plus, e un algoritm foarte diferit față de cel de la Facebook, pentru că la LinkedIn, dacă cineva interacționează cu o postare de-a ta, cei care îl urmăresc pe omul ăla care a interacționat, o să vadă și ei la rândul lor postarea ta. Adică dacă tu iazi o postare, ia timp de vreo săptămână, o săptămână jumate, o să tot apară în feed-urile oamenilor. Și lucrul ăsta te ajută pentru că nu ai stresul ăla de a face 2-3 postări pe zi, cum e pe Facebook sau pe Instagram. Nu. Aici, dacă ai o postare pe săptămână, e super ok. Și gândește-te că în total ți-ar trebui 50 de postări într-un an, ceea ce nu e greu deloc. Dacă stai o jumătate de zi să te gândești la ce poți să pui pe LinkedIn, vii cu 50 de idei, că nu e chiar atât de greu. Și aici am făcut eu un experiment. Am făcut pagina, ca să știți, acum câteva săptămâni și n-avea niciun like, n-avea nicio postare, era 0-0. Și am pus postarea asta și am zis, hai să vedem dacă se întâmplă ceva cu el. Bineînțeles, nu vedea nimeni, pentru că era o pagină cu 0 like-uri, 0 fani, 0 tot, așa că am dat eu un like. Să văd câtă putere are un simplu like pe care l-am dat eu la postarea asta. Și am ajuns, la 3 zile după ce mi-am dat eu like, am ajuns la aproape 1000 de impressions, adică aproape 1000 de oameni, 1000 de afișări în feed,
a avut postarea asta și 18 like-uri. Iar pagina a crescut de la 0 la 31 de followers. Pentru că am dat eu un like. Deci gândiți-vă la chestia asta. Fiecare like vă poate ajuta să ajungeți la mai mulți oameni. Și aici eu, Bogdan, când a văzut experimentul meu, a tot pus chestii pe LinkedIn și la un moment dat i-am dat eu like la postarea asta. Și mi-a zis, fii atent ce diferență. Aici, la postarea la care nu i-am dat like, într-o săptămână a strâns, cum se vede aici, vă spun, într-o săptămână a strâns 117 vizualizări ale conținutului. Adică de atâtea ori a apărut chestia asta într-o săptămână în feed. În stânga, unde i-am dat eu like, în jumătate de oră, a strâns 108 vizualizări. Doar pentru că am dat eu un like. Din nou, fiecare like de la un om care are o comunitate contează și face ca acea postare să ajungă la și mai mulți oameni în film. Dar ai grijă să nu faci din asta. Pentru că sunt oameni care zic, băi, gata frate, mă bag pe LinkedIn, rup. Dar nu poți să zici că ești un zănuț pe LinkedIn. Nu știu dacă se vede ce scrie. Ai grijă să nu faci din asta. Totuși e o rețea profesională și trebuie să te gândești la chestia asta. Ok, nu vorbești doar de business, pentru că, ca să știți, curiozitățile pe care le pun eu acolo nu sunt întotdeauna de business, dar trebuie să încerci să fii util într-o formă sau alta. Cu chestii de genul ăsta nu ești util deloc. Și așa, pentru că, na, eu sunt foarte organizat și vreau să plecați de aici cu o listă de chestii de făcut, vă propun următorul lucru, următorii next steps. În primul rând, în pauză, să vă conectați cu toți oamenii cu care vă întâlniți voi aici, ca să aveți o bază de oameni care să interacționeze cu voi. Cum ziceam, fiecare like contează. Dacă voi sunteți interesați de același lucru, s-ar putea ca conținutul pe care îl puneți acolo să fie interesant și pentru ceilalți. Uită-te pe profilul tău când ajungi acasă și completează toate câmpurile alea. Vezi ce nu ai completat, ce mai poți să mai adaugi și lucruri de genul ăsta. Gândește-te la 5 idei de postări pe care poți să le pui pe LinkedIn. Și aici mai e un truc. Dacă nu știi ce să pui pe LinkedIn, petrece niște timp pe LinkedIn și o să vezi ce pun alții și așa o să te inspiri. Pentru că eu fac exercițiul ăsta. Când am 5 minute libere, în loc să deschid Instagram-ul și să dau scroll printre poze, deschid LinkedIn-ul și dau scroll printre postările care mi-apar mie în feed. Și așa învăț cum funcționează platforma și îmi dau seama ce gen de conținut prinde și ce gen de conținut pot să fac. Fă și tu exercițiul ăsta ca să-ți dai seama ce idei de conținut ai putea crea. Și apoi începe să te conectezi cu oameni care sunt relevanți pentru tine. Gândește-te la funcții, gândește-te la orașe în care ar putea fi sau la companii la care lucrează. Și, nu în ultimul rând, promovează contul de LinkedIn și în alte medii în care ești prezent. Pentru că dacă decizi să fii activ pe LinkedIn, dacă crezi că e un mediu potrivit pentru ceea ce faci tu, începe să povestești despre el și pe Facebook, să-l pui semnătura de la mail. Când te mai întâlnești cu un om de business, nu-i mai cere cartea de vizită, faceți schimb de conexiuni pe LinkedIn și așa mai departe. Aici am pus câteva idei de conținut ca să vă fie simplu să faceți primele 5 idei. Sincer, nu credeam că o să am timp să le explic, dar dacă nu sare nimeni pe mine, pot să le explic. Recomandez din experiența ta, sunt sigur că fiecare dintre voi are experiență într-un anumit domeniu și poate povesti despre asta. Dacă sunt zile în care nu știi ce să mai pui, gândește-te la discuțiile pe care le mai avem cu clienții în ultima vreme și gândește-te ce învățături ai tras tu de acolo sau ai putea să le spui și altora. Știi din industrie, prin foarte bine, chiar dacă sunt și alți oameni în industria asta, e imposibil să urmărești tot ce se schimbă și dacă tu dai peste o știre pe care o consideri interesantă, s-ar putea să fie interesantă și pentru ceilalți. Citatele prin foarte bine pe LinkedIn, eu sincer nu le folosesc, dar dacă tu urmărești genul ăsta de conținut, să știi că sunt oameni care sunt interesați de asta. Știi, alte știri pe care le consideri tu interesante, nu neapărat din industrie, studii, dacă urmărești studii, știați că cel mai ușor gen de conținut, pe care poți să-l creezi. Pur și simplu faci puțin research, găsești niște chestii interesante despre industria ta și le publici pe LinkedIn. Cred că în 20 de minute reușești să găsești un conținut pe care poți să-l transformi într-o postare de LinkedIn. Discursuri TED care ți-au plăcut, sunt inspiraționale, se uită foarte multă lume la ele și ceea ce faci tu prin a-și lui discursurile TED, până la urmă, este un curated content. Adică în loc să stai eu să intru pe TED și din acele sute de mii de discursuri să aleg ceva ce
cred eu că e util, mai bine văd că aș avea cineva pe LinkedIn un discurs pe care îl consideră deja util și mi-a făcut research-ul înainte. Evenimente, conferințe la care particip, după ce se termină ziua asta, pot să scrie o postare pe LinkedIn cu 5 idei cu care plecat de aici, de la Social Media Summit, și sunt sigur că oamenii vor interacționa cu asta, pentru că reușesc să transmit lucruri interesante, sau interviuri cu oameni pe care îi admit. Gândește-te la lista asta când ajungi acasă și vezi ce poți construi pe baza ei, pentru că sunt sigur că vei veni cu idei de conținut bune. Și dacă ai 5 idei de conținut, deja ai conținut pentru o lună și un pic pe LinkedIn, pentru că, cum ziceam, o postare pe săptămână e mega de ajuns. Și când rămâi fără idei de tot, intră pe site-ul ăsta, askthepublic.com, care face o chestie foarte interesantă. Tu scrii un cuvânt sau un keyword, o serie de cuvinte, și el zice care sunt principalele întrebări legate de keyword-ul respectiv. Nu cred că se vede foarte bine acolo, dar vă citesc eu. Eu am scris digital marketing. Și am aici niște întrebări cu are, cu can, cu how, și, mă rog, mai continuă întrebările și mai jos. Și poți să te inscrii de aici. Can digital marketing be automated? Sau how digital marketing increase sales? Sunt tot felul de întrebări pe care oamenii și le pun. Și pornind de la aceste întrebări, tu te gândești dacă poți să le dai răspunsuri sau nu. Și poți să pui în loc de digital marketing ce cuvânt vrei tu și te ajută să generezi idei de conținut. Și nu doar pe LinkedIn, ci oriunde ești tu prezent în social media. Asta se eu, mulțumesc! Toate aplauzele, având în vedere că timpul ne permite, vreau să vă propun să-i adresăm întrebări lui Cristi, mai ales că are răspuns pentru orice, mie așa mi se pare. Drept urmare, vreau să mă întreb către voi. Ia așa, uite, avem acolo întrebare, gata. Bună, Cristi, voiam să te întreb de hashtag-uri în LinkedIn. Cam ce rezultate au, cum se folosesc? Da, hashtag-urile sunt bune, hashtag-urile sunt foarte bune pe LinkedIn, pentru că sunt asemănătoare cu cele de la Instagram. Adică tot ce pui tu cu un hashtag pe LinkedIn este indexat și apare într-o listă de postări care au folosit acel hashtag. Mai mult, poți să urmărești hashtag-uri. Și eu fac chestia asta, eu urmăresc niște cu digital marketing, spre exemplu, unde aflu tot felul de lucruri despre digital marketing. Mi se pare că e un mod bun de a-ți crește comunitatea și de a ajunge la mai mulți oameni. Singura chestie la care trebuie să fii atent e să vezi dacă nu cumva e un hashtag atât de generalist, încât românii nu prea sunt pe acolo, dacă tu vrei să comunici cu românii. Dar da, e o chestie de studiat. Și e bine că când ajungi pe un hashtag, îți spune și câte postări sunt pe hashtag-ul respectiv și îți dai seama dacă e mega folosit sau nu. Mersi. Am văzut, mai avem întrebări. Te vezi, lumea își face ușor curaj. Voi veni pe tine primoară și apoi începați. Bună, îmi urmăresc deci la YouTube. Și voiam să te întreb dacă LinkedIn te-a ajutat să crești pe YouTube, pentru că știu că ai crescut destul de mult în ultima perioadă. Da. Și dacă poți să dai și niște sfaturi în sensul acesta, dacă poți să te mai și copii. Da, inițial, tot ce făceam pe YouTube și aveam pe toate platformele, pentru că scopul era să crezi numărul de abonați din YouTube. Și cumva a mers chestia asta până am ajuns pe la 1000-1200 de abonați. Doar că la un moment dat, YouTube-ul a scos unul dintre clipurile mele în față mai mult decât alte clipuri și am sărit de la 1000 de abonați la vreo 10.000 în decurs de 3 săptămâni. Și de atunci, celelalte medii sociale pe care le am eu nu mai contează atât de mult. Adică eu când ceruiesc acum un clip de pe YouTube, pe Facebook, LinkedIn, etc., rețelele celelalte sunt cam 0,5% din totalul vizualizărilor. Pentru că YouTube are algoritmul făcut în așa fel încât să le arate foarte mult oamenilor din platformă, iar LinkedIn și Facebook și celelalte rețele sociale nu prea vor să scoți oamenii din rețea. Adică când șeruiești un link, de obicei reach-ul mai mic. M-a ajutat o bucată de timp, dar nu m-a ajutat extraordinar de mult. Și pe LinkedIn prinde cel mai bine conținutul de deep text. Eu când băgam link-ul, deja omoream reach-ul. Mersi. Mai avem o întrebare aici în față, în caz de cineva până perfect. Bună. Recomanzi butonul de invite din partea paginilor companiilor
știu că este ceva nou și nu știu cum este perceput. Este ceva nou, într-adevăr, pentru cei care nu știu, LinkedIn a adăugat posibilitatea de a-ți invita conexiunile să dea like unei pagini abia recent, de câteva luni încoace. Avantajul este că cererea de invite apare pe lista de friend request-uri, de cereri de conexiuni. Adică nu e ca la Facebook, când cineva te invită să dai like unei pagini, îți apare pe lista de notificări, aia clasică. Nu, la LinkedIn îți apare pe lista de cereri de conexiuni și cumva o vezi mai bine. Eu, sincer, am dezactivat notificările astea, că poți și asta, să nu-ți mai apare niciun invite niciodată de la cineva. Eu le-am dezactivat pentru că primeam foarte mult. Acum, dacă funcționează sau nu, cred că ar trebui să testezi pe comunitatea ta pur și simplu, să vezi dacă îți crește numărul de like-uri sau nu-ți crește pentru pagina respectivă. Dar, sincer, nu cred că e o chestie atât de supărătoare cât chiar să deranjezi tare pe cineva dacă nu vii să dă like pagina. Eu aș încerca să o fac, sincer. Mai avem o întrebare și din partea asta, ei? Da, Cristi, Sabina Corpovac și pentru că suntem într-o familie, casă de piatră. Da, a fost de acum. Urmează să apară și în România, din ce știu, LinkedIn Events. Ai ceva noutăți despre asta, că le așteptăm ca pe Dumnezeu. Au apărut deja. Dar nu am... Nu ți-au apărut în categoria beta, ce tot apare. Da, au apărut deja, în apare, care am și dat atent la câteva eventuri pe LinkedIn. Da, sunt un mod bun de ține pe oameni aproape și de notificări cu ceea ce faci tu. E un lucru pe care eu aș recomanda să-l testezi, mai ales că tu faci evenimente recurente, măcar să vezi cum funcționează. Într-adevăr, vezi notificările de la events foarte bine, pentru că au un stil diferit față de notificările obișnuite și na, cred că ție în evidență bine și merită să testezi chestia asta. Ok, mersi mult! Mersi și eu! Hai că mai avem aici. Bună! Aș vrea să știu care este ponderea pe LinkedIn între o postare, să spunem, și un articol? Da. Mersi pentru întrebare. Eu articolele pe LinkedIn momentan nu prea le recomand. Am testat la un moment dat chestia asta, dar nu am ajuns, am ajuns la foarte puțin oameni cu articolele pe LinkedIn. Pentru cei care nu știu, LinkedIn are și o platformă numită LinkedIn Pulse, unde poți să scrii articole ca pe un blog și îți apar cumva în profilul tău diferit. Ce aș recomanda să faci, e să faci un articol ca un trigger, așa, un articol cheie pe care să-l vadă oamenii când îți accesează profilul. Adică să fii un articol în care să explici business-ul tău sau să le dai motive să lucreze cu tine, chestii de genul ăsta. Să nu te bazezi pe el, că o să ajungă la foarte mulți oameni deodată. În schimb, dacă e un titlu atractiv, când cineva intră pe profilul tău, are o secțiune separată cu articolul ăla și îl vede foarte bine. Asta recomand eu ca poate. Acum aș vrea să invit pe cineva aici, alături de mine, pe scenă asta. Nu te aștepta aici, aș vrea să o aplaudăm pe Marta Ușurelu, owner.